Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Gas Station Simulator pe Iona Games. Fraților și surorilor mele, în jocuri avem update. Avem un update important. S-a băgat spălătorie auto, da? N-am mai fost de mult pe... Ușor, ce s-a întâmplat? S-a umplat toți la voi. Bă, nu era nimeni. N-am mai fost de mult pe la stația noastră PECO și avem grave probleme în sensul că avem... aici o dită mai duna de nisip. O să facem ceva de genul așa. O să împingem pe... Pănenea, așa tot te liniștit. Avem update, deci mă uitam pe salvările pe acolo, de pe 28 octombrie n-am mai fost pe acest joculete. Și tocmai s-a lansat un mic update, s-a băgat spălătorie auto și am zis, tati, mare episod ce facem noi cu Gas Station Simulator. Hați? Good job, salma doamnă, să fii sănătos. Bă, iar încep cu dalea acum, mă dau la gagici pe aici. Să fiu cu minte pe videoclip că... Da, ture să trăiască șeful. Salut, boss, ce faci? Ești bine, sănătos? Văd. Faci un pic de trebușoară. Și mergem direct aici, avem 1000 de dolari, ne costă să restaurăm. Ia tati, ia de aici. Atât? Mă pregăteam cu dansuri, godalea, să fac, să... Ciuciu, nimic, tati. Să rămână. Băi, n-avem ziare, mă? Cum n-avem? Stați un pic, boss, că uite acum a venit astea, cum îi spune, gazetele, gazetele. Vezi cu horoscop, aveți acolo cu tot ce trebuie. Ia să ne uităm noi la spălătoria auto, tati. Spălătoria auto, car wash, cam fâlfâie pe aici. Spălătoria auto, car wash open, ia. Și ce luăm după aici? Avem un nou e-mail. Băi, hai să reparăm, mamă, gunoiul e plin. Acum așa n-am fost pe aici de mult. Hai să luăm, unde e pe ăla micu? Să scoatem de aici și duna să nisip. Oh, mai e și acolo una. E un pic probleme. Dar o rezolvăm, tati, că a venit șeful la muncă aici. Aoleu, când mă pregăteam și eu să... canistra să luăm. Să luăm un pic de zeamă, să căutăm pe ăla mic, cum cheia? Woody, Dudy, Tudy, Woody, cum îl cheamă pe ăla, mă, cu... Uite-l aici, uite-l aici, uite-l aici. Stați un pic așa, că n-au dat turcii, tati. Deci, Budi mă cheamă, Budi, de la Budescu, celebru fotbalist. Gata, tati, i-am pus zeamă instalație. I-am dat așa, F, și am plecat cu dânsul. Tați un picuț așa, că vine băiatul să scoatem de acolo, duncar duna aia. Băi, n-am mai fost de mult prin celălalt benzinărie. S-a schimbat un pic și pe la grafică, acolo în stânga ne uităm la... Asta cum îi spune la... Tați un picuț așa, nu mai fiți nervoși cu nervii. Vine băiatul! Vine băiatul, te-ai pus exact... Stai să nu calcăm pe doamna. Ia un picuț. Am luat. Așa, tati. Ai văzut că s-a rezolvat problema? Gata, nu mai fiți nervoși. Uite, bă. Bă, deci era până acum era... Dați un pic că s-a încins nu țeava, țevile. Pardon. Ușor nebunilor care sunteți. Băi, deci până acum nu era nimeni. Cum am venit la muncă, am dat drumul la filmare, au aflat băieții să filmează mare episod la benzineria lui Ion aici și hai să facem scandal, circ și panoramă. Așa, tati. Așa, tati, mergem cu... Tragi caletul. Ușurel. Mai am acolo o dună, dar am 3 mașini la astea. Tas complet, ce am făcut asta? Am ceva client la mașină spălat? Am client la spălătorie, am client la spălătorie, 2 secunde. Dați un pic să parcăm aici, poate nu ne sună. Ușor, ce facem asta? Bă, frânăm. Frână. Tot dădeam cu E, dar era cu F. Ce mamă când te întinzi. Ce să zic, tati? Ați, am băgat. Incredible, așa este, doamnă, așa sunt eu, n-am cum să mă schimb. Ați. Ți-am luat banii și ție și să băgăm și la dubiță aici și să mergem la spălătorie, tati, că avem customer la spălătorie. Avem aici pe vânzare, avem pe vânzare problemă. La customer, ia uite-o pe tanti, pe cu mătra. Ce spuneți, doamnă, să vă spălăm mașina? Am luat, ia. Și cum dăm aici? Nu mai am presiune. S-a întâmplat ceva greșit cu presiunea apei. Închid carwash-ul. Op. De ce să închidem carwash-ul? Horrible. Doamnă, dar n-avem presiune pe țeavă. Ce să mai zicem? Dar de ce să închidem asta?
Find intrarea în asta. Ia, 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 ia. Să intrăm aici. De unde e intrarea? Am sărit pe aici. Aoleu. Aoleu. Să lasă cu filmul de gra... Aoleu. Să explodez pe aici. Mamă, a dat-o în filmul de... Aoleu. A dat-o în filmul de groază. Mâncați-aș gura ta schimbată ăștia joc. Mai mulți pe aici. Ce e pe aici, mă, fratele, mă? Catacombe. Ia, ia. Mizerie pe cât. Mamă. Am dat de roată. Aici am vărtit o Valeu. Ia. Bă, poate nu sare vreun carcalac de-asta pe aici vreo chestie. Asta pe aici ați gâriat. Ce le un mesaj pentru cei care le place, nu le place școala? Ia. Poți să intru pe aici? Bă, dar n-am o pușcă, n-am ceva, ce fac pe aici? Stai să luăm aici. Pe aici? Să găsesc o cheie, să o cale să deblochez ușa. Mamă, cu buzăială. Ia, ia, ia. Nu pot să nimic de pe aici? Țevi, cu tare, ce e mă aici? O scară, pot să mă pot să... N-avem treabă pe aici. Ia, ia. Deci trebuie să deblochez ușa aia, tati. Pe și cum o deblocăm? Opa. Hai că jocul devine interesant, dar și stăm așa puțin încordat. Pe aici, pe aici am venit. Și o luăm pe aici. Așa, acolo dăm ușa aia unde am fost noi. Păi stați un picuț așa, pe acolo am intrat, da? Pe aici am venit. Mai zic de ceva? Am dat drumul la presiunea asta. Ce s-a întâmplat pe aici? Deci pe aici am deblocat eu frumos ușa asta. Acolo, pe acolo am venit. Pe aici nu putem să intrăm, că a zis că trebuie să găsim o cale să deblocăm ușa. Aici a desenat așa. Aha, aha. Cred că am deschis ușa, ia să vedem. Cred că cablul ăsta vine acolo. Da, mă, am deschis ușa. Văleu. Văleu, ce e aici? Mizerie, tati. Uite, bă, ce era sub gara noastră. Sub stația noastră. Mamă, mamă. Mamă, câte crocodilul. A plecat și noi după el. Băi, băiatule, de tot mai crocodilul acolo. Aligator, dar ce, aici? Aici nu putem să ieșim. Uite, bă, ce s-a făcut jocul ăsta, mă. Era până acum, pac, vindeai produse, băgai benzină și a dat-o un jocul de-astea de stă inima în gât aici. Ia. Vai de capul meu. Ia uite, mă. Ia uite unde a ajuns crocodilul. Să-l frânesc pe Gustav. Să ridic gunoiul, să-i dau lui Gustav, să-l dau lui Gustav și ăsta va fi fericit. Oh, ia Gustav. Na, mă. Au, mamă, ce m-a speriat să... De capul meu! Ce mi-a sărit inima! Băi, de jocul ăsta era frumos, mă, până acum, să nu fac infar la plămâni aici, ia. Ia, mă. Dacă mă arăt că pleapă... Bă! Ia uite-l, bă, mâncați-ași gura ce e aici. Nervosule! Îi place gunoiul lui Gustav. Ia, Gustav, și bagă gunoi în tine, ia. Ia. Dai ce l-am luat. 4 din 10. Ia, Gustav, bagă în tine, ia. Un fi nerv... Poate iese ăla de acolo și mă papă pe mine. Dar vă dați seama ce miros eu acum. Ia. Aoleu. Au. Băi, du-te, mă. Băi, fac infarct cu jocul ăsta, băi. Mi s-a ridicat pelea pe mine. Băi, dar ce joc a făcut ăsta? Du-te, mă, de aici. Băi. Băi, nu se poate așa ceva, mă. Băi, băi, Doamne. Gustav, ia. Am dat capățul. Hai, date. Ia. Ia, Gustav.
Mai trebuie 3 saci, 3 saci mai am. Ia Gustav. Bagă. Aoleu. Dacă scapă Gustav acolo, o bucăți. Hai că mai am 2 saci. Dacă scapă Gustav de acolo, sunt halit. Mamă, cum am dat și eu. Ia Gustav. 9 bucăți, Gustav, mai dau un sac. Stai că-mi pică cheșelău de ăsta, sau cum îi zice, în cap aici. Gata? Ia mă și pe ăsta. Trebuie să găsesc o cale de ieșire. Car wash tare. Ia. Pe aici e ciuciuleanu, nu e. Pe acolo e cablu. Ia că aici e o ușă. Uite-mă presiunea. Ia. Haț. Ușa închisă, restricționat. Ia. Băi, du-te mă ce-a făcut din joc. Ia-te mă, am ieșit chiar lângă asta. Stai să închidem că ies, intră, ies muște pe aici. Băi, du-te mă de aici. Și acum... să scrit spălătoria. Gata, tata, am deschis-o. Băi, deci să-mi stea inima în loc. Băi, deci ce-a făcut din jocul ăsta? Mă, până acum am uitat după... Ia uite ce e aici. Valeu! Valeu, eu mă băteam cu Gustav acolo, stați un picuț așa să chemăm oameni la muncă. Angajații? Angajații, care stai degeaba, mă? Tu cum stai, mă? N-ai de plată? Task list, vină pe case. Task list, tu vină pe curățenic, acolo e problemă. Așa, tu, am de plată ceva la tine? Ia, mă, 47 de coșii. Task list, te duci pe ăsta, pe repara mașini. Și doamnișoarele se odihnesc deocamdată și eu intru pe stați. Ah, acum vine o doamnă pe acolo. Acum să mai scot eu de acolo de asta zăpada o nisipul. Băi, deci... Haideți, doamnă. A? Cine e aici? Să pare mie sau vine furtuna iar? Hai, doamnă, dați comanda, doamnă, că așa, tată. What that? Bă, barasoneală. Ce dată, tată, doamne, să mă duc la doamnă aici, ca să scapi în cap, aveți purici, doamnă. Ia. Bă, fără de asta, mă, că suntem totuși, sunt clienții noștri. A, că vine prostul. Unde ești, Denis? Că ți-ai sârmă, n-ați, vină încoace. Hai, că vine Denis. Bă, știu că de aici puteai să iei ceva, să arunci în ăsta. Ia, mă, vină încoace. Unde ești, mă? Te aud? Unde ești, mă? Că, bă, l-aud râzând, dar nu-l văd. Unde ești, mă? Te-am văzut, Bulache. Ia. Pleacă. A, ce bucată i-am dat. Ia, stai așa. Stai așa, nu mai da. Nu mai da cu... A desenat un cărnățul acolo. Mi-a dat și cu daia în ochi. Doamne, Michael Jess. Bă, deci am rămas un pic așa șocat de la Gustav ăla din acolo, mă. Mamă, mamă, deci ce era acolo? Super, super, tati. A venit acolo, a venit la curățenie. Aici cum stăm? Băgăm 5 de-astea, 5 de-astea. Bă, mai avem marfă pe stoc, băi, vă dați seama ce e aici? 5 de-astea, play-sol. Băi, avem marfă pe stoc, ce e de noi? Aici e fuleanul. Pe la țigări, pe aici, n-avem produse, mă scuzați. La ziare, mai băgăm de aici. Play-sol. Ce e horrible, mă, stai, dau și un pic de mătură pe aici, că ajut pe ăsta micu, văd că e mizerie totuși. Teoretic, stăm bine. Ia, pe aici jucării mai avem, n-avem. Vezi dacă avem la... ia, mă, că avem la spălătorie acum. Așa, mă, tate, acum avem presiune. Ia să vedem acum. Zice să iau tunul ăsta de apă. Bang, 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 să dau apă, dau drumul la așa. Pot să schimbăm, pot să... dacă dau cu shift stânga, vedem pe unde este mizerie. Gata, să încercăm, pardon, T, close, ia. Dacă dăm shift, deci, mamă, zici că e sudată mașina, așa. Și schimbăm, ia. Ai, dăm cu țeavă multă, că are multă mizerie, doamne, ce. Ia. Îi dăm cu apă multă lui doamna, că avem acum apă.
Așa, tati. Doamnă, vreți interior? Unde e fugit? A fugit de pe Andra Curățenie. A adunat mizerie, mă. Așa, mă, tati, pe Curățenie. Mă gândeam că a plecat la vestiare, zic. Bă, ce faci tu acolo, mă, băiatul, că avem treabă. Băi, du-te, mă, dar ce m-a speriat cu ăla acolo. Dar să schimbăm, mă, a? Asta stai pentru, așa mai pentru finețuri, ia. Ia. Dăm pe aici, pe la stopuri, frumos. Ai, dăm cu ala. Aolo, stai că urc pe doamna, mă scuzați, doamna. Așa, tati. Sunt curios cât luăm pe mașina să când spălăm. Ați? Tu ce aștepți, mă, acolo? Te uiți cum spăl eu prima dată mașinile aici la... Așa, tati. $150. Oh, bun! Bun! Da, da, mă dau un pic așa, să vă dau așa, la plecare. Care mai claxonezi, mă? Așa, tati. Care ești, mă? Hai, hai. Hai, hai. Aici e pe cură, așa, aici a rămas pe pompă. I-a rămas tati pe pompă, că aici eu sunt meseriașul. Așa, trebuie să fac un pic o comandă la combustibil, că n-avem combustibil, că mai avem 300 de litri. Așa, tati. Uite, bă, băgat de capotabile, mă. Aoleu, ce mașină are doamna. Așa, și eu mă duc acum să scot, mai am acolo de unde nisip de luat. Așa, tati. Ca să liberăm un pic zona. Haideți, doamnă, haideți, doamnă, că... Uite ce claxonează aia acolo. Este cât? 4 dimineața? Cât bani avem? $7,000. Așa da, tati. Așa da. Mă scuzați un pic, se rezolvă. Așa, tati. E bine acum? Hai. Have a nice day. Am plecat. Nu mai fiți nervoși cu nervii, că vă faceți alea. Băi, de câte știu eu, ăsta am făcut upgrade la maxim la benzinărie. Adică am luat tot ce trebuia, stegulețe, canapele și alte chestii. Și a rămas să apară update-ul cu caruaș, cu spălătoria de mașini. Și deci, urmare, avem și spălătorie de mașini. Dar ca să dăm drumul la spălătorie, a trebuit să luăm legătura cu crocodilul Gustav. Lelulilu crocodilul era să ne spargă, uite, o să vedea acolo orașul. Deci pe aici n-am mai umblat pe la astea, dar aici lăsăm mașinuța. Pe Budi. Avem 7200. Dați un pic așa să alimentăm aici la doamna. Bă, nu mai găgici vin la pompă acum, văd. Super, să rămână la doamna. O zi bună, doamnă, că urmează acum, e 5 dimineața. Super. Ce matale. Ia uite ce canapele de piele are aici, bă, ești... Atât, tate, am luat și un bacșiș. Păi nu mai e un bacșiș pe aici. Pe aici cum stăm? Gunoiul e frumos. Aici să mai băgăm de-astea. Băi, trebuie să facă, cred că, niște comenzi, dacă nu mă înșel. Play-sol. Așa, tate, ne-a mai rămas ceva pe aici, marfă. Aici la ochelari. 5 de ăștia nu mai avem loc. De-aștia, playstall de-aștia, că avem mulți. Am zis că la țigări, nu? Hai să facem o comandă la combustibil. Stai să mă duc aminte cum era, delivery, gata, mi-am prins fuel supply. Și luăm de... Cât vine? 1100? 500, tati. Order. Acum apare niște achievement-uri, cu aia că n-am fost până acum și... Dar astea le făcusem, dar ce i-a făcut la aia la păr? Avem la spălătorie. Mă scuzați. Bă, se vede părul într-un fel ciudat, nu știu care e treaba. Fi de la mine sau de la... Bă, mică, dar jegoasă, tate. Stați un pic să dăm cu de-asta apă multă prima dată și după aia facem numai așa, la... pe aici, pe acolo. Așa, tate. Aute cât... Cât jeg avea pe mașina asta, de fapt nisip, că e... Ia, tati, de aici. Facem un interior-exterior așa frumos. Mă, deci pe acolo trebuie să mai insist pe la praguri. Dar să schimbăm problema aici. Dacă dăm, ia. Așa, tati.
Ia uite, bă, ce are asta pe aici. Dar am văzut că nu trebuie 100% așa făcut, adică cât de cât acum o să-i dau ce mai dus așa de pe asta. O, ce să uită asta, la costum, la alea, ce e de el? Dar dau pe aici, pe la număr, că pe la număr să uită... Ia. Yeah. Ați. Hai da, tati. Ce vezi? A, a venit combustibilul. Vine băiatul imediat, 2 secunde, că mai dau lumea stămâni. Gata? Nice. Nice. Așa l-am pus aici. 2 secunde, nu fi nervos cu nervii, că acum o servesc. A, plec. Gata, tati. Gata, tati, i-am băgat combustibilul prietenul. Pe aici este mizerie, curăță. Mamă, ce, pe aici trebuie să văruiesc din nou, pe aici. Ce, mamă, ce e aici? Curățenie cu tare, la pompe avem treabă. Hai că am început iar în forță. Așa, tati. Și dau o tură și pe la garaj, văd dacă mai trebuie să cumpăr piese. Acum mă duc aminte. Că și garajul are... Auto pe ăsta ce... Măi, du-te mă pe Jean-Claude Van Damme ăsta. Ați? Cu plăcere! Ia să vedem aici cum stăm pe la piese. Aolo, cauciucul, n-avem o grămadă de marfă, tati. Nici oglinzi. Avem baterii, în schimb. Avem bătaia de repar. Uite-mă aici, ăsta are oglinzi. Și nici bujii. Mamă, trebuie să facem o comandă serioasă, că nu mai merge. Și-o luăm așa. Bă, da. Ia. Delivery. Ia să vedem delivery și car parts aici. O, preț bun la cauciucuri. Am luat 15. De-astea să luăm și de-astea de reparat grieturi. Oglinzi. Nu prea e prețul bun la oglinzi, dar nu e problemă. O, ulei de motor. Preț bun. Baterie avem, am zis. Bujii. Nu e prea bun prețul, dar nu. Cât bani facem acum? Unde scrie totalul? Colant? Ce e asta? Și am dat... Ne costă... Gata, tati. Am dat comandă. Nu prea avem noi piese să reparăm mașinile. Bun. Și mai trebuie să luăm marfă în partea asta la altă. Da? Aici pe curățenie avem. Pe case avem. Nu avem pe garaj pe cineva. Și o să ducem acum, repede, employee. Hai să luăm o gagică să punem pe garaj. Ceva bani să-ți dau? Am? 140, ia de aici banii. Task list și mergem pe repara mașini. Așa, tati. Matale. Și cred că o să băgăm și unul pe spăla mașini. Imediat. Ați. Have a nice day și matale și la toată familia. Incredible, știu. Avem cum se pare mie, vine furtuna. Și tocmai am scos dunele și am să pare iar dune. Ia uite ce e acolo. Ia uite ce vine acolo. Vine Vijolia. Ne-a venit mașina cu marfă. Acum. Imediat vine băiatul, vine băiatul. Mă mișc naturel, naturel. Ia de aici. Poftiți. Dar văd că am marfă pe stoc aici. Văd că am marfă pe stoc. Gata, boss? Hai da. Have a nice day. Am auzit și eu la o doamnă mai devreme și acum am zis că e de bine. Hai, tati. Alo, boss. Uite cum s-a urcat pe aer. Hai mă că mă grăbesc, mă. Hai mă. Gata, tati, am plecat și eu. Uite ce vine aici. Uite ce vine aici. Am pe spălătorie iar. Am băgat. Tati un pic, doamnă, că... Auzi ce... Are pe mașină aici. Ai, da, tati. Spălătorie la greu. Hai. Am să uită doamna la pantalona și ea ei, doamnă. Îmi cer scuze, dar n-am ce să fac. Dar dacă vreți, intrați să luați o cafea, ceva, să nu vă urc cu furtunul.
mă, ca la Balamuc, mizerici. Ia, tati, ia de aici. Nu, cred că asta e ultima acela care o spate, că pun și aici un lucător, că nu stau, tati, să... Aule, am scuzat pe doamna, mă scuzați, doamne, dar... N-am văzut arbitru. Ia uite, s-au fugit. Aaaa, aceștia erau pe casă și pe curățenie, stai că trebuie să punem acolo, oameni. Un client la garaj. Mersi frumos, doamnă. Dați-o pic să lăsăm și noi furtuna asta din mână. Ganul ăsta, cum mai scrie. Hai mă, cum facem? Gata, am plecat. Hai să ne uităm un pic pe aici la... Ia uite, mă, sunt clienți acolo. Avem unul pe pompă. Așa, mamă, avem unul, avem trei pe pompă. Ați... Ia uite cum ia bacșișul. Mersi frumos, doamnă, să rămână. Gata, i-am luat banul, l-am luat banul. Acum a apărut iar dunele din nisip. De-abia le-am scos. E singura, știu cum apărea aici la garaj, mai apărea una. Nu, aia e singura, să-l ia pe Budi și să-l scot de aici, nu e problemă. Dar să aducem ceva lucrători pe zonă. Uite mizerie ce că la Balamuc. Employee, care ești atât? Tu ești odihnit? Plata, ia de aici plata. Treci pe casă. Ia și tu banul. Treci pe garaj. Unde ești atât? Pe garaj aici. Ăștia doi am băgat. O să testăm un pic cu ei. O să vin acum. Stați un pic că vine acum. Și mai trebuie unul pus pe curățenie. Dar, trebuie să fac aprovizionarea repede la garaj. Ia uite mă, a, două dune. Ce spuneam eu că sunt două. Așa am văzut, la fiecare furtună sunt două. Facem așa deocamdată până rezolvăm prin problema pe aici. Că asta n-au piese. Așa tati, ia de aici. Ia de aici. Uite mă, că de asta aveam. Ia de aici. Aici ce să punem? Ia de aici. Ce-am făcut? Mamă, după ce că le-am și arunc. Place 5. Aici avem, aici avem. A, dar sunt și acolo. Uite, aici nu sunt. Place 5. Place 5. Aici n-avem baterie, mă? N-avem baterie aici. Uite, deja au consumat. Place all. Place-ul. Deja au consumat ăștia, mă. Vă dau o comandă. Bun. Hai să dau o comandă și... Uite, mai aici mă, acolo spătorie. Mamă, deci mă încalec ăștia pe aici. Uite, pe pompă iar. Dar punem acum pe toți. O să punem, rămâne pe pompă. Pe acolo vreo dună ceva? Nu e nicio dună. Mă gândeam că și pe acolo am vreo dună de nisip. Așa, tati. Era el un pic îngrijorat de a trecut. Incredible, l-am luat și bacșiș. 7000 de dolari avem acum, stăm bine pe felie. Aici băgăm marfă, băgăm marfă, băgăm marfă. Aici place-ul. Aici place-ul, uite mai avem. Bun, hai să facem, ducem pe ceva pe curățenie. Aici mai avem marfă. Place-ul, aici mai avem marfă. Place-ul. Place-ul. Gata, am băgat ziare. Țigări n-avem. Așa, pot să facem upgrade la asta. Ia să vedem, mă lasă. Level 2 la carwash. Ce presupune? Imediat ne uităm. Level 3 am făcut chiar. Da? Trebuie să nu mai cheltuim banii, că trebuie să cumpărăm și marfă. Bun. Am zis angajați. Băi, cam toți sunt obosiți. Să-i plătim banii lui Tanti. Și tu mergi pe spălătorie. Ai spălătoria? Nu, pe curățenie, apăs că am pus-o bine.
Eu ce a făcut, ce a făcut la stația aia de... Mă scuzați. Ce a făcut în plus la asta? Spală mai repede sau? Acum vă dați seama că dacă spăl mașina lui asta și dau cu pe canapelele șmechere. A? Ușurel. Ia, uite ce... Se pare bine sau spală mai repede? Cred că am mărit presiunea. Ia. Ați... Mai zis, tati. Ia, ați... Gata, haideți, doamnă, ziceți pe aia vorba aia, că îi place și când, când dați banii. Ia. Gata, tati, am luat banul. Bun. Păi cam atâta pentru astăzi. Mai am de făcut upgrade-ul la spălătorie. Toată lumea lucrează, avem pe curățenie, avem pe astea, n-avem pe pompă aici, că pe pompă stau eu. S-a blocat iar din cauza la duna de nisip care a fost mai devreme furtuna, din care mamă ce exprimare am făcut și eu. Deci avem o dună de nisip din urma unei furtuni de nisip. Da? Asta am să zic în propoziție. Ce a vrut să spun autorul? Ia. Gata, tati, deocamdată trebuie să facem așa, deocamdată n-avem ce să facem. Ia de aici. Aoleo, ce ai făcut? Ia. Hai că pleacă, până la urmă l-am convins să plece. Tu. Ia și tu. Ia și tu. Hai, tate, și tu. Am dat peste cap roțile, am făcut praf. Bun, cam atât cu celebrul update, da? Avem spălătorie auto, am avut o mică poveste acolo, am avut pe Gustav, un crocodil cu care hau-hau. Și între timp mai ne jucăm pe aici, mai poate, poate vedem cum facem upgrade-urile alea pe la car wash. Deci avem acum frumoasă spălătorie. Luăm un ban în plus, avem deocamdată stația funcțională, uite, avem 5.000 de, 5.800 chiar, am cumpărat marfă, mai trebuie să cumpărăm marfă, am cumpărat combustibil, mi-am jucat un picuț pe la celebra stație de benzină, da? Peco sau ceva de genul. Cam atât pentru astăzi, dacă a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe, până la viitoare, să știu călduros, salut!